Love me tender, love me sweet, never let me go. Cum de mai bine de 20 de ani s-au tot împrumutat fel de fel de sărbători din țările occidentale și din Statele Unite și anul acesta, ziua îndrăgostiților se va sărbători la alegere de către giurgiuveni, unii la jumătatea lunii februarie, alții de dragobete. Luna februarie a fiecăruia dintre ani prilejuiește îndrăgostiților posibilitatea de a sărbători ziua lor de două ori. O dată pe 14 februarie, adică Valentine's Day, și o dată după sărbătoarea noastră națională, Dragobete, care se marchează la sfârșitul lunii februarie, dar și în luna martie. Când vor sărbători exact ziua îndrăgostiților, giurgiuvenii par mai aproape de sărbătorirea de dragobete decât de cea de Valentine's Day. Dragobete și Valentine's Day, care dintre sărbători vă e mai apropiată? Valentine's Day. Valentine's Day. Păi normal, fiindcă suntem români, este dragobetele, nu? Pentru că Valentine's Day este importată. Dragobete. De ce? Cea de la români. Dragobete. De ce? Pentru că este prietenul meu lângă mine. De Valentine's Day nu poate să ajungă. Până la urmă, cei mai câștigați vor fi probabil cei care vor sărbători ziua îndrăgostiților cu ambele ocazii, iar mai important este ca iubirea care a pus stăpânire pe fiecare din cupluri să fie una sinceră. Dar nu uitați, fie pe 14 de Valentine's Day, fie pe 24 februarie, ori chiar pe 1, 3 sau 25 martie, când se celebrează dragobetele, sărbătoare cu rădăcini slave foarte vechi, o brățară, o broșă, un inel sau orice alt obiect se poate constitui într-un cadou pentru persoană. Through all the years, till the end of time.